Serile la cetate continuă cu un tribut adus îndrăgitei trupe rock Queen. Este vorba despre videoproiecția spectacolului montat de balerinii coregrafi ai Palatului Culturii Teodor Costescu, Iulia și Florin Giura. Vineri, pe data de 12 iulie, de la ora 21:30, fanii Queen se vor putea bucura de momente inedite de dans și muzică ce au fost filmate iarna anului trecut pe scena teatrului. Dance Show, un tribut oferit trupei Queen, realizat de coregrafii Palatului Culturii Teodor Costescu, Iulia și Florin Giura, va fi proiectat chiar pe zidurile cetății medievale a Severinului. Pentru iubitorii de artă și spectacol am pregătit un eveniment deosebit ce va avea loc în cetatea medievală a Severinului, vineri, 12 iulie, începând cu ora 21:30. The Queen Tribute Dance Show este videoproiecția unui spectacol de dans grandios pregătit de balerinii coregrafi ai Palatului Culturii Teodor Costescu, Iulia și Florin Giura. Acest eveniment promite să fie o experiență vizuală și artistică unică, aducând un omagiu legendarei trupe Queen. Vă așteptăm așadar cu drag să ne bucurăm de o seară unică, sub cerul liber, într-un cadru istoric deosebit. Momentele de dans artistic vor putea fi admirate pe ritmurile hiturilor trupei britanice. Un spectacol care a avut loc de altfel în iarna anului trecut la Palatul Culturii Teodor Costescu, un spectacol live al dansatorilor mai sus menționați. Însă mâine seară există o videoproiecție în cetatea Severinului cu același spectacol tribut adus formației Queen, un spectacol incendiar, spunem noi, și la propriu și la figurat. Așa cum am spus, zilele caniculare sunt și planează deasupra orașului nostru, deci seara va fi incendiară și preferăm ca videoproiecția să înceapă după lăsarea serii și probabil apariția un pic de răcoare. Accesul în cetate se face pe baza biletului de intrare. Pentru adulți, 20 de lei, 15 lei pentru pensionari și 10 lei pentru elevi și studenți, în limita locurilor disponibile.